Un strat de zăpadă de aproape 2 metri acoperă sute de drumuri din nordul Italiei. Peisajul de basm ascunde însă o realitate dureroasă. Mii de oameni au rămas blocați în propriile locuințe, așa că pompierii au avut parte de sute de intervenții. Ninsori de asemenea amploare nu au mai fost înregistrate în nordul peninsulei de mai bine de două decenii. Alunecările de teren, copacii prăbușiți și riscul ridicat de avalanșe sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă locuitorii din aceste zone. De altfel, meteorologii avertizează că un nou val de aer polar este așteptat să lovească Italia zilele acestea. Ninsorile puternice se vor extinde și către centrul țării, așa că inclusiv Roma ar putea oferi o priveliște rarisimă. Cetatea eternă, troienită de zăpadă.